Salut băieți, bine v-am regăsit la numele de Samp. Eu sunt Zerson, suntem pe GTA și data asta facem un pic de raport pe contul nostru. Că n-am mai filmat de mult pe contul nostru și mi-atrag băieți atenția. Dar pe contul tot nu mai știu nici. L-am vândut, frate. L-am vândut pe 3 miliarde de euro. Bun, deci bă băieți, v-aș ruga să lăsați voi un like acolo. Strângem peste 50 de like-uri pentru că în acest video am făcut cu... Fac acest video cu Wave. Să nu uitați de giveaway pe care este activ pe canal și extragerea este pe 30 noiembrie, sâmbata viitoare, după ora 8. Și premiile sunt bullet, pe locul un bullet 2X cu tagul Zerson IT și hidden la alegere, pe locul 2 200 de milioane 200 kk și pe locul 3 100 de kk. Bun, pentru a participa la giveaway trebuie să comentați și acolo la video respectiv aveți fixat în primul comentariu de mine un model pentru a participa, scrieți particip, după aia de la capăt nume, două puncte, numele vostru, după de la capăt link panel, două puncte, linkul vostru la panel, nu linkul panelului după o detaliu, că îl știu. Că mi s-a mai întâmplat și chestia asta și, na, mi-e așa să atrag atenția. Și dacă nu aveți așa, eu o să vă șterg comentariul. Vă răspund la comentariu și după un timp o să vi-l șterg. Bun. Trebuie să aveți abonările și like-urile pe public și să dați share pe un grup de Facebook la video respectiv. Bun, o să verific, na. O să vă spun și atunci când o să fac live-ul, extragerul o să fac un live, dacă nu ești prezent, nu o să primești premiul, dacă te extrag. Bun, e Vlad, ăsta nu e în planul meu? Na, nu mai e, mă rog, să fii sănătos. Bun, băieți, dacă vreți în clanul meu să veniți, aveți nevoie de mine level 10 sau facțiune. Suntem momentan, cât suntem, când nici nu am dat, 54, am ieșit acum câțiva, cred că până când m-am apucat să filmez, parcă eram de vreo 56, mă rog. Așa, în descriere să aveți 5 ori de coduri, băieți, și să-mi spuneți, să-mi comentați la acest video, să-mi spuneți ce v-a căzut. Și o să vă zic și un cuvânt cheie, probabil să nu mă uit ca data trecută. Bun, și aveți acolo în top. Vedeți, ultimul loc este, genul deține un jucător. Aseară mi-a dat două mașini, un Bullet și un Inference. Momentan le-am vândut și nu l-am pus acolo cu preț pentru că i-am zis, băi, să pun cu vreun KKK 1.1, dar eu dacă nu iau atâta, na, nu e chiar corect. Și l-am pus acolo pe ultimul loc și când o să vând chestiile respective, mașinile respective, o să-l pun în top. Gen, băiatul nici nu mă cunoștea și au zis că se lasă de seră și de asta l-am pus cu Tudor cu Ibar. Cred că i-am spus bine numele sau i-am pus acolo bine numele și să-mi spună el dacă i-am spus că sunt pe YouTube. Așa, el nici nu știa că fac YouTube sau ceva, mi-a luat la mie, îi făceam raport pe la 12 minute. Mi-a dat în bolă și după aia mi-a zis, bă, ce că vrei, i-am zis, vrei să-mi dai tot mie Inferno? Și că, dacă tu vrei, bine. Și am intrat pe alcool, că nu mai am sloturi. Ăsta e bullet, o să vi-l arăt acum. Mă rog, l-am pus la marketplace. Ăsta e bulletul, vreau vreo... L-am pus prima dată seară, l-am pus 550, cam mult. Acum l-am pus cu 500, dar îl dau cu vreo 450-400, dacă asta mai scad, pentru că vreau să-l dau, să-l pun acolo pe băiatul cu asta și să-mi eliberez niște sloturi. Mi-am luat și un turismo și bulletul de la băiatul respectiv. Poate vând și cu bulletul cu vreo 600-700, depinde, și na. Mi-am luat și un bullet, un turism, mă scuzați, cu tag, o să-l trag, o să-l pun și pe ăla pe cont, că am 11 sloturi, dacă dau bulleturile astea și infirmusul respectiv, o să-mi aduc turismul pe contul meu și o să am 10 din 11. Bun, raport, am făcut aseară un pic de raport, 31 de puncte, mai am gen sâmbătă la ora 00, gen duminică,
duminică noapte. O să fac rank 5 și după o să văd cât o să mai stau, că v-am spus, nu știu dacă știți, o să plec o perioadă în Italia, gen vreo 10 zile așa, și după aia mă întorc înainte de Crăciun, atunci aproape. Bun, 5 minute până acum. Cuvântul cheie este ambulanță, băieți, cine scrie primul după modelul respectiv, nu după al model, cum, gen cum are fiecare în cap, modelul este așa. Cuvânt cheie, două puncte, cuvântul cheie, nume de la capăt, nume, numele vostru de la capăt, link panel, două puncte, linkul de la panelul vostru, la contul vostru de panel. Bun. V-am spus de giveaway. Sper să vă înscrieți în număr cât mai mare și trebuie să faceți toate cerințele pe care vi le-am spus. Mi se pare că n-am spus în genul descriere acolo, dar faza bună este că toată lumea mă întreabă pe mine, la ce trebuie să faci la giveaway? Frate, uite la video și o să vezi că am explicat. Și dacă, na, o să mai fie lume care nu s-a înscris corect sau au comentat de mai multe ori după alte conturi sau așa, cu pentru același cont, o să vă uitați voi atunci când o să fiu live și o să-mi spuneți, ăla are comentat de ori sau așa, mai departe, și o să te comentarii, că eu nu pot să țin minte chiar așa, și dacă voi chiar sunteți atenți la asta și țineți minte fiecare cont și așa mai departe, o să-i știi comentarii dacă au comentat de mai multe ori pentru același cont. Bun, și cenițele mele, gen pe server, level 3 și 10 ori jucate. Mă rog, na, la 10 ori jucate sigur e mai mult. Hai level mai mare, dar na, atât am spus pentru că, frate, nu-mi convine să dau la cineva care de-abia s-a apucat, a ținut contul pe slip și eu dau bani acolo că eu sunt zersă. Eu vreau să vă fac să vă apucați, nu să vă dau bani și după aia baftă. Că mai sunt youtuber pe server care fac giveaway cu sume mari peste un KKK și bă, frate, nu știu, na, poate sunteți abonații mei, dar dacă eu vă dau atâta, gen, poate asta o să cadă un KKK sau 2 KKK sau 3 KKK, primul premiu să zic, o să cadă la cineva care de-abia s-a abonat sau așa mai departe și n-ar fi corect pentru cei vechi și eu a zic, băi, frate, fac giveaway-uri mai mici și mai desi și eu zic că e mai bine așa. Părerea mea. Oricum, o să mai fac giveaway-uri și poate o să vorbesc cu mașini și poate o să, gen, sponsorizez un giveaway cu PP-uri, cu ceva. Și o să fac pentru Crăciun, pentru, mă rog, la începutul anului. Bun, băiți. Am văzut că s-au abonat vreo 20-30 persoane. Acum nu mi arată numărul exact de abonați, dar am văzut că aveam vreo 4390, acum am vreo 4420. Gen, cum am avut de mult, cum mi-am mai scăzut abonați pentru că am fost inactiv. Da, n-am dat niciun heal, doar la un paramedic și raportul ăla nu se pune, gen punctul ăla nu se pune. Dar mă rog, eu mai mult am vrut să vorbesc în acest video și atât. Bun, probabil o să fac și un live, video-ul ăsta să apară la ora 6. Să văd dacă am timp să fac și un live, aș vrea acolo vreo oră, oră jumate. Momentan văd că sunt 500 de playeri, mă rog, sunt mult pe slip, eu mai mult de 100 de playeri nu cred că sunt online, dar mă rog. Da. Băi, băiți, las aici acest video. Sunt 9 minute filmate, mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Zerson, nu uitați de un like și ne revedem data viitoare, băieți, cu alte videouri și să-mi spuneți ce ați primit la OG Coder. Eu am fost Zerson și v-am salutat, băieți, noroc!